În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În al preasfințiile voastre, preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, onorate oficialități centrale, județene și locale, și iubiți frați și surori, astăzi se împlinesc 50 de ani când am venit pentru prima dată la hramul mănăstirii de la Nicula. Urcăm pe cale în sus și cântam și eu cu tot norodul. La Nicula doar icoană, în ceruri Maică și Doamnă. Și pe cale mă abordează un neoprotestant și îmi zice: îmi pare rău de voi, ortodoxi, că Maria e în țărâna Pământului și voi îi faceți atâtea rugăciuni. În sufletul meu m-am tulburat, dar nu i-am răspuns. Nu era nici timpul și nici locul, însă chiar dacă eu eram laic atunci, știam din Sfânta Scriptură că Sfântul Ioan Teologul, fiind răpit în cer, printre alte multe lucruri importante, l-a văzut și pe cel scris în Cartea Apocalipsei, în capitolul 12, versetul 1. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Și atunci, orice mi-ar fi spus cineva, credeam în cuvântul lui Dumnezeu că Maica Domnului Iisus, îmbrăcată în soare, cu lună la picioare și cu cunună de 12 stele pe cap. Am cântat și atunci, am cântat și noi împreună, și aseară și venind, la Nicula doar icoană, în ceruri Maică și Doamnă. Acesta este și subiectul predicii mele de astăzi. La Nicula doar icoană, în ceruri Maică și Doamnă. La Nicula icoană făcătoare de minuni, însă icoana aceasta făcătoare de minuni e locul unei prezențe harice care ne pune în legătură cu cerul, cu Maica Domnului, ce stă la dreapta Domnului Iisus Hristos și mijlocește pentru noi păcătoși. Acum, dacă ar fi să răspundem creștinilor de altă confesiune, care nu o venerează în mod special pe Maica Domnului, noi o prea cinstim pe Maica Domnului, dacă ne-ar întreba: aveți voi argumente să o prea cinstiți pe Maica Domnului? Și noi vom răspunde că avem argumente puternice. Cel mai important argument este că Maica Domnului l-a născut pe Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa cum ați auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia și mulțimile erau entuziasmate. Și o femeie din popor a strigat, citesc: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai sub. Acesta este motivul principal pentru care o preamărim pe Maica Domnului, o preacinstim pe Maica Domnului, pentru că l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care o preacinstim pe Maica Domnului este acela
că nici o altă făptură ce a călcat pe acest pământ n-a avut puritatea, n-a avut sfințenia pe care o are și a avut-o Maica Domnului. Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, a fost fecioară în timpul nașterii și a fost fecioară după naștere. Cei ce ați fost atenți aseară la vecernie, ați văzut că s-au citit trei parimii. Una dintre ele era din cartea lui Ezechiel și sublinia cu sute de ani înainte pururea fecioria Maicii Domnului. Iată ce zice Ezechiel în capitolul 44, în versetul 1. Îngerul îl plimba. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta așa din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă și nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Pururea fecioria Maicii Domnului. Așadar, o preacinstim pentru că l-a născut pe Domnul Hristos. O preacinstim pentru că a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și o preacinstim că e mai presus decât toate creaturile lui Dumnezeu. Nu cântăm noi la liturghie, la paraclis și la alte slujbe, ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Așadar, dacă cineva ne-ar sufie cu întrebări care nu sunt la locul lor, noi îi răspundem, avem suficiente motive, avem temeiuri să o preacinstim pe Maica Domnului. Acum, plinătatea simțămintelor noastre față de Maica Domnului le exprimăm și prin aceste cântece, cântări de procesiune, pe care atunci când venim la mănăstire le cântăm. Și ele, întâi de toate, au un caracter doxologic. O preacinstesc pe Maica Domnului. Mai mărită ești decât soarele, pentru noi păcătoșii, Maică, roagă-te! Sau Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te! Și multe, multe alte versuri de genul acesta. În al doilea rând, pe lângă faptul că aceste cântări au un caracter doxologic, au și un caracter pragmatic. Câte necazuri n-avem noi oamenii? Și atunci cui să-i le spunem? Le spunem Maicii Domnului ca să îi le prezinte Domnul Iisus Hristos. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazuri pe care le avem. Câte necazuri! Cei bolnavi vin cu credință, încărcați de suferință, vin vărsând lacrima mare să primească vindecare. Sau așa cum pomenea azară în al preasfințitul Iosif, suntem preocupați și îngrijorați de formarea și de educarea tinerilor și îi cântăm Maicii Domnului, dă-le în suflet bunătate, să aibă cununii curate, biserica să iubească, de mamă să te primească. Și în al treilea rând, dacă ar putea fi numai al treilea rând, îi cerem Maicii Domnului să pună pace în lume. Și aceste versuri sunt prezente. Pune, Maică, pace în țară și alinare între popoară. Nu ne îngrijorează această tensiune ce este între Coreea de Nord și Statele Unite? Ne îngrijorează pentru că Dumnezeu a creat această lume frumoasă și ne-a pus-o la dispoziție ca să ne bucurăm de ea, nu ca să o distrugem.
Și apoi, cântările acestea de procesiune mai iau și am lăsat la urmă lucrul acesta, că e important, mai au și un rol mărturisitor. Înainte de 1989, când mergeam la mănăstire, când veneam la mănăstire, cântam, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Atunci, în mod oficial, se făcea propagandă ateistă. În școlile superioare se preda materialismul dialectic și istoric. Și mai cântam ceva. În aceste zile grele, Anticrist vrea să ne înșele și zice că e Mesia, vrea să strice liturghia. Așadar, mărturiseam prin cântările noastre. Dar vă veți întreba, frățiile voastre, acum în deplină libertate, aceste cântări mai sunt valabile? Mai sunt valabile. Pentru că valul secularizării nu cruță credința noastră, nu cruță biserica noastră, nu cruță tradițiile noastre. Și atunci, și astăzi ca și atunci, putem cânta din toată puterea noastră, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Îl mărturisim pe Domnul Hristos și pe Maica Domnului prin aceste cântări. Îl mărturisesc pe Domnul Hristos și pe Maica Domnului și cei ce fac parte din Coaliția pentru Familie și care insistă să fie trecut în Constituție faptul că familia este formată dintr-un bărbat, dintr-o femeie și din copilașii lor, fără a fi inchizitoriali și a le vrea răul altora care doresc să aleagă un alt mod de trai. Dumnezeu ne dă libertate absolută, dar oamenii aceștia, care fac parte din Coaliția pentru Familie, pledează pentru normalitate. Acum, poate că nici n-ar trebui să amintesc, dar amintesc. Ar putea zice cineva, voi stăruiți pentru normalitate, dar noi știm că sunt și preoți care calcă pe alături, sunt și clerici care au păcatele lor. Este adevărat. Știți că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin scrisoarea ce-a făcut-o publică, și-a cerut iertare în numele Sfântului Sinod, frăților voastre, pentru aceste derapaje de la calea morală a unor clerici. Dar prin asta nu înseamnă că biserica e mai puțin sfântă. Biserica rămâne sfântă, este coloana vertebrală a neamului acestuia și unii poate că vor să o dărâme, dar nu o vor dărâma pentru că biserica nici porțile iadului nu o vor dărâma. Și apoi biserica este sfântă pentru că Domnul Hristos este capul ei. Este sfântă pentru că Maica Domnului este icoana bisericii. Și ea este prea curată. Noi putem fi păcătoși, dorim să ne îndreptăm, să ne facem buni, să trăim creștinește, fiecare după puterile noastre. Dar biserica rămâne inefabilă. Așadar, aceste cântări, pe lângă faptul că o preamăresc pe Maica Domnului, că îi cer să ne ajute în toate necazurile, că îi cerem Domnului Hristos și Maicii Domnului să pună pace în lume, că mărturisim prin cântările noastre credința pe care am moștenit-o de veacuri. Și anul acesta, așa cum a citit dumneavoastră pe calendare, a fost dedicată de către Sfântul Sinod icoanelor, iconarilor,
patriarhului Justinian și mărturisitorilor credinței din vremea comunistă. Cel mai mare iconar pentru noi, transilvanenii, a fost părintele Luca din Iclob, care a zugrăvit această icoană făcătoare de minuni de la Nicul. S-a mai zugrăvit două. Una este la Mănăstirea Strâmba și a treia este în Muzeul Catedralei Mitropolitane din Cluj. Este anul Patriarhului Justinian, pentru că se împlinesc 40 de ani de când a plecat la Domnul și a păstorit biserica în zile foarte grele. Orice ar comenta unii, a făcut o echilibristică duhovnicească și a păstrat bisericile deschise, oamenii și-au putut boteza copiii, și-au putut cununa tinerii și și-au putut înmormânta morții. În al preasfințitul Bartolomeu, mitropolitul nostru plecat în eternitate, i-a fost ucenic și ne povestea de multe ori cât de greu i-a fost patriarhul Justinian să conducă biserica în acele vreme. Și apoi este și anul mărturisitorilor pentru credință în timpul comunismului. Ei au fost mulți, nu-i putem pomeni pe toți, dar îi pomenim pe trei sau pe patru, care au fost chiar de aici, de la noi. Părintele Liviu Galation Munteanu, rectorul Institutului Teologic din Cluj, a fost închis, l-au dus la Aiud, și-a murit acolo și este îngropat în groapa comună. Părintele protopop Florea Mureșanu, protopopul Clujului, a fost închis, a fost dus la Aiud și a fost îngropat în groapa comună, nu s-a mai întors. Părintele profesor Ioan Bunea s-a întors, dar cu sănătatea zdruncinată. Părintele Ilarion Felea, care a scris o carte minunată despre creștinismul, ce ne preocupă pe noi, a scris o carte intitulată Religia Iubirii. Și el a murit în temniță la Aiud. Și dacă pe vremea când eram păstor la Alba Iulia, la Aiud a fost ridicat un memorial în onoarea acestor mărturisitori ai credinței în timpul comunismului. Dorim acum, dacă ne ajută Dumnezeu, și aici la Gherla să ridicăm un memorial în cinstea celor ce l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în timpul comunismului în închisoarea din Gherla. Și apoi, vi se va părea puțin ciudat, dar să știți că mărturisitorii ai lui Hristos au fost și întemeietorii Uniunii Europene. Vezi ce cum. Iată cum. Atunci când au pus la cale această formațiune, câțiva bărbați și puternici și credincioși, e vorba de Robert Schuman, de Adenauer și de alții, s-au gândit ce steag să ia. Și atunci unuia dintre ei a venit în minte acest verset din Sfânta Scriptură pe care vi l-am citit. S-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei, și pe cap purta cunună din 12 stele. Acesta este steagul Uniunii Europene. Pentru că albastru este culoarea Maicii Domnului. Iar cele 12 steluțe este cununa de pe capul Maicii Domnului. Ei au vrut să pună Europa sub protecția Maicii Domnului. Dacă astăzi nu-și mai aduc toți aminte de acest lucru, li reamintim noi, pentru că suntem ceea ce suntem datorită Domnului Hristos, Maicii Domnului, credinței noastre. Încă o dată, coloana vertebrală a neamului este biserica.
iubiți fraților, și mărturisitori ai credinței sunteți frățiile voastre care a venit astăzi la Sfânta Mănăstire. Prin prezența ei, prin rugăciunea ce o faceți, prin cântările ce le-ați rostit, mărturisiți că există Dumnezeu, că există Domnul Hristos, că există Maica Domnului. Și ziceți, ca și în cântare, ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Noi suntem convinși că veți pleca acasă cu sufletul plin de bucurie duhovnicească și veți putea zice, Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce mi s-a dat. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Încărcați de-a Ta iubire plecăm de la mine. Noi toți, și ne bucurăm că împreună cu noi toți, este și în al preasfințitul Luca. Mitropolit de Zaporojie și Metoptă, din Ucraina. Nici ucrainenilor nu le este deloc ușor. Au probleme multe. Împreună cu noi este în al preasfințitul Iosif, care îi păstorește pe românii din Europa de vest și de sud și nu se supără în al preasfințitul pe noi dacă îi spunem că ne rugăm lui Dumnezeu să fie România ta. 4 milioane de români tineri în străinătate, țara slăbită, să vină acasă. Dar ca să vină acasă, trebuie să le oferim locuri de muncă. Și apoi ar mai fi foarte, foarte multe de spus. Dar închei cu ceea ce am început. Prin cântările noastre ne mărturisim credința peste tot, dar în mod special aici la Niculă. Și zicem, și cu asta termin, la Nicula doar icoană, în ceruri Maică și Doamnă. Amin!